Buonasera, ci viene a essere incontrato con la Ferrari, probabilmente mancherà la ricerca se ci può dire. Iată să zicem așa, fie expresia e, fie pentru acasă, dar nu dar trebuie să facem aici, facem... Evaluare națională, da? Subiecte. Minus 2. Și după aceea 2. Da. Și
plus 2. Știi ce plus 2? Că minus 3 și plus 2 fac minus 6. Da. Putea să fie plus 3 și aici e minus 2. Sau aici să fie deci plus 3 și minus 2 în partea asta cum face, da? Acum să controlăm dacă obținem plus x la mulțire. 2x ori 2 face 4x. Nu? Da. Și minus 3x. Și 4x plus 3x face plus x. X. Probabil. Este așa. Deci am nimerit-o. Da. Da? 2x minus 3, pentru că x plus 2. Suntem logici că dacă mulțim minus 2x pătrat, da? Minus 6 este și pentru că x am luat răspăt dacă e treaba acolo. Și este. Așadar, voi spune la x aparținului el mai puțin 5 minus 5 și... Și 1 pe 2. Da. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2 și... Minus 1 pe 2 și respectiv... Și respectiv minus 2. 3 pe 2. Așa 3 pe 2. Egal, da. Vine 3 pe 2. Și respectiv 3 pe 2. E bine, ce-a făcut noi, urmărește și noi. Mi-am făcut pe ideea, da. Și nu ți-a dat așa? Da? De ce? Mai fac o dată. Cred că nu știu cum formula mie e asta. X1, X2, tal cu minus B plus minus B, care îmi dă deasupra 2A. X1, 2, X1, 2, egal cu minus B plus minus B, care îmi dă deasupra 2A. Totul sunt la 2A. Da. Egal cu... Deasupra egal cu B la 2, minus 4 la 4. Deci vine minus 1, plus minus 1 la calul din B pătrat. Ar fi 7 acolo, plus minus 7. Păi să zic, puteți zice B pătrat e 1 la pătrat, minus 4, ori 2, 8, ori minus 6, plus 48. Da? Plus 48, supra 2, 2, 4. Și egal cu minus 1 plus minus 7, e divizi, da? Minus 1, e 49, 7, supra 4. Și o să am x-ul egal cu... Minus 8 pe 4. Minus 8 pe 4 face minus 2. Și 2 egal cu... Minus 1 plus 4, minus 6 pe 4. Plus, plus 6 pe 4. Plus, da, plus 6 pe 4. 6 pe 4, care înseamnă 3 pe 2. Și atunci se scrie orice ecuație de gradă 2, zicem, cum să zicem? A pe lângă... A pe lângă x minus primul, prima valoare, x minus x1, pe lângă x minus x2, da? Și e cam cu A pe lângă x plus 2, pe lângă x, minus 3 pe 2. X minus... Dar n-au cât este cazul nostru, au e 2. Deci 2. Și face la capăt, aici la aceeași metodă, și face 2 pe lângă x plus 2, pe lângă 2x minus 3, pe 2. 2 cu 2 se simplifică de aici din față, și face x plus 2 pe lângă 2x minus 3. X plus 2. Da, sigur. Da. E mai simplu metodă. Bun. Mai bine venit. Hai să vezi ce vorbim noi. Deci de, e de x expresia asta. Vreau să o copii și tu. E de x egal cu x minus 6, supra x minus 5, x plus 5. Să schimbăm acolo 2x la 2 plus x minus 6. Să scriem cât trebuie asta, ca să vină, ne vină mai ușor, da? De acord, o să fac și imediat, dar o să termină. Aici vă scris expresia, da? Ce cerem? Să găsim ce x pentru care de x există. Și era vorba ca să fie fiecare fracție, deci x să existe fiecare fracție, x-ul nu are voie să fie 5 și minus 5. Și am spus noi, lăsăm deschisă paranteză, acurat dacă sunt 10 elemente. Și m-am zis, mulțit cu a doua inversată, am ajuns aici, 2x pătrat plus x minus 6 să fie diferit de 0, ca să existe, da? Și ca asta să fie diferit de 0, cum facem? O luăm egală cu 0, a dat la camera? Da, a dat. E dat-o, da? Da. Asta e egal cu 0 și să scriu ca un produs de factori. Ca să scriu ca un produs de factori, să vedem ce dăm deoparte.
Ei, aici am apelat la șmecheria care m-am dat-o eu odată. Faptul că e 2x pătrat înseamnă că într-o parte e 2x, în alta x. Că 2x ori x fac 2x pătrat. Și pe urmă cu emoții am controlat minus 6. Cât ori cât se facă minus 6? Putea să fie plus 3 minus 2 sau să fie minus 2 și plus 3 aici. Aici putea să ne mai... dar am luat una ghici, să spun, din toate posibilitățile. Și acum am controlat să văd dacă dă x la mulțire. Adică 2x ori 2, 2 ori 2 face 4x. Și minus 3 ori x, minus 3x. 4x minus 3x face plus x. Și acum am nimerit-o, s-o întâmplat. Dar Miruna n-a vrut să... Nu ne-au vrut, nu-i așa? Ea pur și simplu a găsit, a plecat cu rezolvarea ecuației de gradul 2. Ea și-a amintit că 2x pătrat plus x minus 6 scrie a pe lângă x minus x 1 pe lângă x minus x 2. Deci orice ecuație de gradul 2 se scrie așa a pe lângă x minus x 1 pe lângă x minus x 2 unde x 1 și x 2 este rădăcină. Și am vrut să vedem dacă merge treaba așa, pe curatul ăsta. Am găsit rădăcină. X1 este minus 2 și X2 este 3 pe 2. Și am zis, a, adică cine e cazul nostru? 2 pe lângă X minus prima valoare. X minus minus din X plus 2. Pe lângă X minus 3 pe 2. Și am lucrat acolo și nu a fost exact aia. Dar sigur că eu am muncit mult mai mult pe partea asta. Eu v-am mai răspuns șmecheria asta. Și îmi amintesc că ne v-am amintesc vă dată așa orice, sau vă lucrare. Vă dată o chestie de asta și cine a muncit pe partea cealaltă, o muncit de pământul acolo, pentru că o factorizat, trebuia să simplificați o fracție, dacă mă amintesc. Dar dacă vă prindeați deci în chestia asta, era mult mai ușor. Așa, dar da. Dar să spunem acolo pe X la 2 plus X, pe ușor. Eu îmi spune acum să înlocuiesc pe asta cu ceea ce am spus mai devreme, este X plus 2, pe lângă 2X minus 3. Și egal mai departe, continuăm. Mai egal cu? Egal cu pe a doua, cum am modificat pe x plus 5 și pe ultima pe x minus 5. Deci avem x minus 6 plus x la a doua plus 5x minus 2x plus 10. Plus 10, da? Supra, totul supra. X minus 5 pe x plus 5. X minus 5 pe x plus 5. Mulți cu x minus 5, dacă x plus 5. Nu o să mă spun. Totul supra, x plus 2. Încă 2x minus 3. Și egal cu? Ce putem face? Trebuie să simplificăm. Asta face. Simplificăm fără nicio emoție, pentru că am zis x diferit de 5 de minus 5. Ar fi fost greșit. De aceea, nu stăm pe gânduri. Când vedem expresia, punem condițiile acelea ca să lucrăm în restricțiile care apar pentru că altfel e acolo x, x la a doua. Deci avem x la a doua. X la a doua, din ce am calculat, mi-a dat 5x. 5, dar este un minus 2 și 5x. 6, 4x. Deci plus 4x. Plus 4x și plus 4. Plus 4. Totul supra. X plus 2. Pe lângă 2, x minus 3. Care e egal mai departe? Da, e bine. E egal cu... Maria. X plus 2 totul la pătrat. X plus 2 totul la pătrat. Supra X plus 2 până lângă 2 până 3. Și X plus 2 cu X plus 2 cu pătratul. Și rămâne X plus 2 cu 2 X plus 3. Și expresia e de x arată, în final, egală cu x plus 2, așa cum spui, x plus 2 supra x plus 2 supra 2x plus 3, da? Minus 3. Iată, să scriu și noi, e de x, e la întrebarea date, e de x arată, x plus 2 supra 2x minus 3. Și
La punctul C, am trebuit să găsim pe toți toate valorile A, pentru care E de A este întreg. Vedeți? Adică 2x minus 3 se divide x plus 2. Și că vrea autorul în A, face și noi locuim pe x cu A, da? Deci ce înseamnă asta? Mulțimea mare, egal pe forța A din Z, pe care găsiți descoperim, deci pentru care e de A din Z, adică A plus 2, A plus 2. Supra 2 A minus 3. Supra 2 A minus 3. S-a părținut în Z. S-a părținut în Z. Asta înseamnă că 2 A minus 3 se divide A plus 2 și 2 A minus 3 divide 2 A minus 3. Deci nu avem parte ce? Deci 2 A minus 3. A plus 2, să zicem așa, A plus 2 supra 2 A minus 3 A părținut în Z. Dacă și nu mai dacă, ai de dat? Dacă și mai dacă... 2 A minus 3. 2 A minus 3. Divide A plus 2. Divide A plus 2. Și 2 A minus 3. Dar 2 A minus 3 divide... Fie însuși. Și A plus... Pe 2 A minus 3. Pe prima o mulțim cu un... Nu, eu văd că 2 A minus 3 divide... Pe prima combinația, da? 2 A minus 3 trebuie să divide pe... A plus 2 ori în mână, ori în mână. Plus 2 A minus 3 ori în P. Ori în P, da? Oricare ar fi, nu și P. Punem așa să scăpăm. Punem pe M6 și pe P minus 3. Pe M6 și pe P? Minus 3. De acord. Dar poate să fie M-ul doar minus 2 și pe U. A, da. E unul dacă e minus 2, da. Face minus 2 e A, și pe U e 1, mai bine se duce A. Deci luăm așa, P egal cu 1, mai, nu merg mai mici. Nu se aplicează nici nici care lucru mai luat. P egal cu 1 și E egal cu minus 2, am zis, da? Da. Echivalent, poate spune că 2A minus 3 se divide pe... Minus 4... Minus 4 și 2 ori minus 2 plus 4 plus 6. Deci plus 6. Că e minus 3 ori minus 2 ori minus 3. Minus 4 minus 3. Adică minus 7. Așa o să ducem. Minus 4 minus 3 este exact cum aș spune că 2 A minus 3 îl divide pe minus 7. Ceea ce a însemnat că 2 A minus 3 aparține mulțimii divizorilor lui 7. Divizorilor 7 care sunt? Plus minus 1 și plus minus 7. Ce se uită de punctul A? O să mă foarte important. Deci 2 A minus 3 odată egal cu 1, care mă tot duce la A egal cu cât mai e. Egal cu... A egal cu 2 și 2 A minus 3 egal cu minus 1, care mă conduce la A. A egal cu 1. A egal cu 1, care este din Z, nu? Face. Deci ăsta e din Z, se face. Opa. Și 2 A minus 3 egal cu 7. 2 A minus 3 egal cu 7, de unde e rezultatea A egal cu 5. A egal cu 5. Cu 5, așa vine? Da. 5. Și nu-mi place. Și nu-mi place. Nu convine. Deci el este din Z, dar cum am avut ca diferit de 5, diferența asta nu-mi place. Și 2 A minus 3 egal cu minus 7, adică A egal cu... Cu minus 7. Se face minus 4, nu? Pe 2? Minus 2. Minus 2. A egal cu minus 2. Și ne place. Și ne place și asta. În final, întrebarea era, care e mulțimea celor la pătrea să întrebă chestia? Asta A e formată din elementele 2. Ce mai este? Plus minus 2. 2, 1 și minus 2. 1 și minus 2. Vedeți ceva așa. Da, concret.
Că spune și grecii perechii. Da. Și atunci a fost 2A minus 2A minus 3 să divide pe... E mai zis că te-ai luat 6, da? Și de 12. 6A plus 12 minus... Minus 6A, când am luat minus 3. Da, minus 6A. Plus 9. Plus cât? 9. 9, da? Așa vine, da? De prioritate, 9. Adică 2A minus 2A minus 3 divide pe... Pe 21. 21. Care 21 se poate și la 3, și la 21, și la 1, și la 7. 1, 21, 7... 3. 3. Deci, înseamnă că ai găsit mai multe... Poate nu-ți dau ală de acelea. Când rezolvi ecuațiile acelea, poate aurile nu sunt întregi. Ia să vedem. Sunt. Ia să vedem. Deci, luăm pe rând. Deci, după felul care ai gândit tu, ți-ai băgat mai mulți divizori. Mm-hmm. Eu am luat varianta cea mai mică, cu urmări mai mici, care m-a condus spre un număr de cercări mai mic, cu mai puțin divizori, mai cu 7. Tu te duci la 21, care înseamnă și pe 7, dar și alți divizori am făcut. 3 să ținem 2x minus 3 egal cu 21, dacă am făcut 2a minus 3 egal cu... Și 3 ori 7 fac. Și 3 și minus 3 trebuie să fac. Da, știu. Hai să fac cu 3. Bine. Și atunci 2a egal cu 6, a egal cu 3. 3. Și ar mărea timpul. Da. Și noi nu l-avem. Și atunci ea pare că o descoperit o mulțime mai amplă. Ce înseamnă asta? O să vedem ce găsește și cu minus 3, deci 2a minus 3 egal cu minus 3, ce înseamnă că 2a egal cu 0, adică a egal cu 0. Și asta e lucru. Nu intră în coliziune cu mulțimea făcută. Și pe urmă 2a minus 3 egal cu 21, adică 2a egal cu 24. 24. A egal cu 12. A egal cu 12. 24, a zis, da? Mm-hmm. 24. A egal cu 12. Și 2a minus 3 egal cu... Cât ar veni cu? Egal cu minus 21. 2a egal cu minus 18. Și egal cu... Minus 21 plus 3, minus 18. Minus 18, adică A egal cu minus 9. Deci tu mai ai în afară de astea trei ale noastre și elementele 3, 0, 12 și minus 9. 3, 0, 12 și minus 9. Să vedem pentru una din valorile acestea. Dacă verifici. Deci, 3 și 2 e 5, supra 6 minus 3. 5 pe 3 nu este întreg. Deci cum facem aici? Dacă nu dăm așa la... Deci tu, practic, ai adăugat valori care nu verifică. 3 nu mers. 0 verifică? Nu. 12 verifică? Nu. 14 pe... 14 pe... Tot supra 100 de dar e pe 1. Da. Deci, pe 14 pe 1? Nu, e 12 nu, 14 pe ceva, nu merge. Și minus 9? Minus 7 pe ceva. Minus 7 pe ceva, să vedem dacă sunt parte exact. Deci, minus 18 pe minus 3, minus 21. Da, 7 pe minus 21, asta e. Nu e. A, că nu e minus 3. 1 pe 3. Nu rămâne. Deci ceea ce ai adăugat tu, e plus. Deci cum e de și tu cum îți dai seama de situația? Mă duc să le iau toate, să le văd... Ei, povestea, dacă ale noastre astea trei merg, înseamnă că asta ar fi varianta pentru a avea cele mai mici numere. Cu doi merge, da? Perechea de numere, există și o altă pereche, cum ai găsit ușor, sunt multe perechi de șeste care fac asta, serviciu bun. Dar cea mai mică pereche conduce.
Și dacă nu te-ai dus așa și ai mai multe elemente, trebuie să le verifici. Asta este pozna mare. Hai să vedem dacă pentru 2. Da. 4 supra 4 minus 3, 1. Întreg. Pentru 1. 3 supra 2 minus 3 minus 1. Verifică. Pentru minus 2. Minus 2 plus 2, 0. Pe ceva, 0. Deci ale noastre astea trezite, verifică. Tu, că ai extins-o cu alte valori, din cauza că ai luat și alți divizori acolo, ai adăugat valori care nu mai e. Verifică. În concluzie, întrebarea care ți-ai pus-o tu, firească, este asta. Eu m-am gândit la perechea asta. I-am face serviciu. Dar îmi dă un număr care are și alți divizori în afară de cum vă dați bună dată o 7. 21 îl încorporează pe 7. Ideea este să-l găsești pe cel mai mic număr, da? Și asta înseamnă că dintre perechea, respectiv 1 și 2, 1 și 2, 4, noi, generează cel mai mic număr. Altfel, dacă ai și alți divizori, trebuie să încerci, că tu nu știi care dintre ei, că tu ai dat la... De ce n-a fost tentat când ai dat așa perechea asta, 2 și 3? 6 și 1. 6 și minus 3. Păi, scoțând în factor între 6 și minus 3, uite, între 6 și minus 3. 3 divizori 2. 3. Sigur, da. Și tu le-ai băgat pe 3, l-am pus. Da? Deci, să nu fie un divizor de scos în matematică. Între 6 și 3, deci nu e pe 2 și pe minus 1, sau 1 și minus 2, ca să mai faci pe aceea. 3 l-am pus. Îți creează ție probleme. Da? Deci am înțeles aici că trebuie să fim atenți. Altfel, greșim, adăugăm. Adăugat un divizor. Așa putem să nu fie multipli 2 și 1, eu aici, multipli de 5, de 17, de orice. Așa o 17 bine înseamnă. Da. Bun. Asta a fost Egiștul. Cu ce ne-am ales de aici? Care sunt noutățile? La Egiștul ăsta. Cu partea asta că se merge la mici. Hai să vedem punerea condițiilor pentru exercițiu. Da. Deci mai întâi, condiții. Condiții. Puse. Pentru existența e de X. Există e de X dacă fiecare componentă care intră în acolo există. Adică ne interesa să existe și cine. Să existe și fracția, dacă ar fi fost un radical, să existe radicalul. Deci numai cu fracția am avut. Ori, băgăm bine să ne rămânem definitiv pentru toată viața. Fracția există, dacă și mai dacă numitorul e diferit de 0. Pățirea la 0 mare nu s-a făcut asta, am treia care să observați chestia asta. Bun. Și altă poveste. Dacă apare pe parcurs o împărțire, și când zici puțin prima fracție cu a doua răsturnată, atenție că o răsturnă pe a doua și a aceea să existe. Adică fostul numărător devine numitor pentru fracție. Noi așa am avut acolo. Și de ce am mai scăzut pe minus 1 pe 2 și pe 3 pe 2? Pe urmă, ce a fost important pentru pasul? Factorizarea cu 2x pătrat. Cum scrim pe 2x pătrat plus x minus 6 la un plus de factor? Da? Deci, scrierea, factorizarea unei expresii. Da? Factorizarea lui ax pătrat plus bx plus c. Care este că a pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2. Ca scrierea a fost de factori. Ca să știm ce dăm deoparte acolo. Miruna i s-a dus pe varianta cu ecuația de gradul 2.
rezolvarea ei și scrierea așa. Noi am văzut cu șmecherii. Varianta cu șmecherii, două paranteze, una la are cu X, una la are pe X și alta pe 2X. Ce mai pui 3 și minus 2 acolo, funcție de cât fac termenul liber. Și acolo te orientezi. Cu ce te mai ales? După ce am găsit de X ca formă, a fost vorba de rezolvarea când o fracție devine număr întreg. O fracție devine număr întreg. E teorema aceea cu D divide A, D divide B, D divide combinația linială. Da? Deci, să scriem? Deci dacă D divide A, D divide B, atunci D divide, adică numitorul, da? D divide A ori M plus P ori B. B. Oricam ar fi P, M și P. M și P din Z. Indiferent ce M și P pui acolo, e important că tu alegi pe M și P combinatele. Deci aici rămâne alegem M P combinatele. Și observația pe care am întâlnit-o, pentru că Miruna a luat alte pereche, observația pe care am întâlnit este asta, că alegerea trebuie să fie făcută cu multă grijă, pentru că s-ar putea să avem un divizor. Adică, între 6 și minus 3, mai destul, există divizorul 3. Și nu trebuie să fie. Ele să nu mai aibă niciun divizor, să fie prime între ele. Deci cele două numere, pe care le primi între ele. Da? Deci M și P, M, alegem convenabil, M, P, egal, cel mai mare zonă al lor, să fie unul al lui M și P. Fie unul ca să nu strigăm exercițiul, adăugăm un divizor acolo și strigăm toată povestea. Bun. Foarte important lucrul acesta care ne-am prins din exercițiul ăsta. Încercăm așa, discuția pe care vreau să o dăm, și anume, ce să spunem, cu ce ne alegem, ce e important în exercițiu. Nu părăsim că l-am făcut exercițiu și am plăcut să câștigăm ceva experiență și spunem, folosim și un alt exercițiu. Spatele este aici. Să zicem, să dă expresia E de X și Y. Nu mai dau eu una. Da? Să dă expresia E de X și Y egal așa. 4X pătrat plus, deci 4X pătrat plus 3X plus
Adică minimum pentru ce valori se realizează? Pentru ce X și pentru ce Y? Cât faci? 4, 9, 54? 54, 144.
Da? Așa. 144 pare să fie, da. 144. Și atunci am zis că mai aici cu 144. Exact. Din pace cu cât a 16 cu 9. Și în sfârșit la 36, care înseamnă un 2, un 8, cred că vine. 8. 6 ori 8, 48, 6 ori 8. Ce formă nu dau? 144, 80? E bine 8 ori 3, 24? E bine, nu, nu am ieșit așa, nu, cu 4. 4, 6, 24, 4, 3, 12, și cu 2, 14. Bine. Da, da. Nu, da, sigur. Ce nu da? E mai rămâne o grămadă, că 144, 20... Nu e bine, 144. Minus 5x pătrat, minus